Peste 4.000 de elevi de clasa 11-a din 34 de unități de învățământ din județele Suceava și Dâmbovița se vor pregăti pentru examenul de bacalaureat cu ajutorul fondurilor europene. Despre o valoare de aproape de 5 milioane lei, care vizează pregătirea elevilor de liceu pentru asigurarea succesului la examenul național de bacalaureat. Mai exact, este un parteneriat între Inspectoratul Școlar Suceava, în calitate de solicitant, și Inspectoratul Școlar Dâmbovița, împreună cu Federația Națională a Asociației de Părinți, la nivel preuniversitar București. Și în cadrul acestui proiect sunt vizate la nivelul celor două județe 34 de unități școlare și 4.100 de elevi actualmente aflați în clasa 11. Această pregătire are în vedere toate disciplinele bacalaureatului, sigur că într-o variantă mai modernă care are și o componentă IT de lucru pe platformă, și detaliile vor fi comunicate ulterior. În total, anul acesta, Inspectoratul Școlar Suceava a câștigat 3 proiecte cu finanțare europeană. Deocamdată, niciunul nu a fost semnat.